Festivalul de muzică ușoară pentru copii Ursulețul de Aur, devenit de anul trecut un eveniment internațional, va debuta mâine la ora 11. Pe scena de la Teatrul Municipal Baia Mare vor urca zeci de interpreți, copii și tineri. Sunt 180 de interpreți în concurs. Vor evolua în două secțiuni, la secțiunea începători miercuri și joi va fi o probă de foc, un adevărat regal cu duelul campionilor, copii care au foarte multe premii, copii din România și din mai multe țări, din Malta, Estonia, Rusia, Ucraina, Bulgaria, Italia. Miercuri vor avea loc două spectacole, unul de la ora 11 și unul de la ora 15:30, în care se vor întrece începătorii. Joi va avea loc duelul campionilor, care tot în două spectacole vor concura, de această dată de la ora 10 și de la ora 16. În proporție de 60% vor avea coreografia asigurată. Vom avea prezent ansamblul AS, pe care deja băimărenii îl cunosc. Este partenerul nostru de la primele ediții în acest festival. Pentru prima dată va fi Rivulus Dance din Baia Mare și avem un ansamblu Colibri din Borșa, nu aș vrea să-l uit, pentru că au muncit foarte mult, și un ansamblu din Ucraina pentru prima dată la noi. Juriul este de asemenea unul internațional. Din acesta fac parte compozitori, profesori de muzică, jurnaliști și directori de evenimente muzicale. Este prezent Horia Moculescu, partenerul nostru la aproape toate edițiile, Mihai Alexandru, din Baia Mare avem reprezentare bună în juriu, dar și din Estonia, Malta, Endla Murd, Tatiana Panașenko, Martin de Gabriele din Malta, vom avea și pentru prima dată din Norvegia Cezar Zavate. Festivitatea de premiere și gala concert va avea loc vineri de la ora 15. Teleplus Maramureș este partener media al acestui eveniment, la care vă așteptăm în număr cât mai mare.